Sfântul Apostol Andrei, ucenicul lui Hristos, este considerat ocrotitorul României. Grota în care el și-a petrecut ultimele zile din viață este acum loc de pelerinaj. Și asta pentru că o mitropolie din Grecia a donat Arhiepiscopiei Tomisului o părticică din moaștele Sfântului. Și vii aici, te uiți după mine. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În al preasfințiile și preasfințiile voastre, iubiți frați preoți, drept măritori creștini. Duhului Sfânt în tot ceea ce Domnul Hristos cuvânta și săvârșea și iubirea Tatălui Ceresc așezată peste dânsul. A participat la pătimirile sale, la răstignirea sa și a așteptat cu îngrijorare învierea sa cea din moarte. Ziua de 30 noiembrie este pentru Dobrogea o zi plină de lumină. Este ca o zi de Paști, pentru că cel ce a adus lumina credinței în ținutul Dobrogei, Sfântul Apostol Andrei, care este apostolul românilor prin creștinarea Dobrogei, este prezent cu Duhul aici, cu puterea și cu dragostea sa de părinte. Iată, astăzi am avut marea împlinire să fim aici 12 erari. Anul acesta este cel mai bogat și această rânduială este de la Dumnezeu, pentru că iată, anul acesta de ziua Sfântului Apostol Andrei au fost aduse osemintele principalilor ctitori care au reactivat peștera pentru a fi din nou farul călăuzitor al luminii cele necreate al neamului nostru. Teologul și juristul Jean Dinu, care a reactivat peștera începând din 1919 și continuând apoi cu preoții de aici și primul care a rectitorit mănăstirea aceasta în 1990, monacul Nicodim, originar din comuna Adam Crisi, din satul Zorile, după dorința lor au fost aduse aici osemintele lor. Jean Dinu a murit în timpul perioadei comuniste și nu și-a putut împlini visul. Iată, anul acesta, prin fiicele sale, a fost descumat trupul său de la Curtea de Argeș și a adus aici, în fața Bisericii Mari, a mănăstirii Peștera Sfântului Apostol Andrei. Am avut aici în rugăciune ierarh din Grecia, înalt preasfințitul Iacu de Mitiline, din Serbia, înalt preasfințitul Hrisostom, din Ucraina, înalt preasfințitul Alexie, din Bulgaria, înalt preasfințitul Naum și înalt preasfințitul Ambrozie, și iată și din România, părinții ierarhi care au o tradiție în apoposie aici au venit. Înalt preasfințitul Teofan a fost adus prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a gândit să vină cu două zile înainte
și l-au chemat aici ctitorii și cel care a fost înainte mergătorul celor ce au rectitorit peștera, poetul național Mihai Eminescu, care a poposit pe aici, căruia i-a fost dedicată o fântână și iată Jean Dinu i-a făcut versuri în care l-a inclus între cei care se află în fruntea spiritualității românești. Pentru că și poetul Mihai Eminescu a scris poezie religioasă și a iubit neamul și țara. De aceea avem o zi atât de frumoasă și atât de bogată spiritual. Noi nădăjduim că această zi ne va marca pe noi toți și ne va însoți mai departe în zilele și anii vieții noastre, luând lumină de la peștera Sfântului Andrei și ducând-o cu sufletele noastre în locurile noastre, în casa noastră și dăruind-o celor ce au nevoie de această lumină neînserată. Am venit aici cu multă credință, cu dragoste pentru Dumnezeu și încredere că Sfântul Andrei ne va ajuta, în primul rând, să fim sănătoși. Mai sănătoși, mai buni, mai înțelegători și să avem sărbători fericite cu multă sănătate. Vă doresc la fel. Numai bine. București. În București. Ați văzut tot drumul ăsta până aici? În fiecare an. Da. Pentru că pe noi ne încântă că vedem mereu aceeași, câteva persoane mereu, pe prea înaltul Teofan l-am văzut și de data asta și ne vorbește la suflet. Și îmi place festivitatea asta așa duhovnicească, care se lipește de inimă. Pentru ce vă rugați astăzi aici? Pentru copiii mei, pentru preoții mei, duhovnicul meu și pentru țară, mă rog. Mă rog, îmi iubesc țara, dacă ar fi să zic că cineva dă-ne sângele tău pentru țară, că va fi bine, sunt în stare. Așa îmi iubesc țara. Dar și mi-e milă de țara mea. Câte persoane apreciați că au venit astăzi? În același interval de timp, să spunem la ora 12, când a fost cifra maximă estimată de către noi, au fost 7.000 de persoane, iar în dinamică de ieri, de când s-au prezentat primele persoane la peștera Sfântului Andrei și până în acest moment, estimăm că au fost peste 14.000 de participanți.